Acest moment solemn al absolvenților gimnazial, marcat printr-un discurs din partea clasei 8-a, dar cuvântul șefei de promoție, de eleva privilie Cezara, pentru a adresa câteva cuvinte colegilor de școală în numele colectivului clasei. Dragi copii, dragi părinți, și bineînțeles, trebuie să știți mai cu seamă cei care au pregătit acești copii ca un premiu special. Înainte ca ștafeta să fie predată de șeful de promoție din anul acesta, eu vă rog pe toți, îi rog pe toți profesorii, tot corpul didactic al școlii și bineînțeles grădinței din Covenit să vină aici pe scenă, să-i vedeți dumneavoastră părinților și dumneavoastră copiilor, pe cei care au pregătit această generație minunată cu aceste rezultate deosebite. Rog toate cadrele didactice să vină aici lângă noi, înainte de a asculta cuvântul șefei de promoție. Haideți, vă rog frumos! Surpriză, am strigat catalogul și iată că dice, haideți că ați intrat în scenă pe melodia simplă, The Best, Tina Turner, nu știu, așa a avut Dumnezeu să domnul o melodie care se potrivește materiei. Cine mai este? Cadrele didactice, bineînțeles, corpul profesoral și toți cei care au au sprijinit acest demers excepțional al părinților, al copiilor, așa, toată lumea. Mai avem aici un absolvent al primei generații, prima generație a școlii și a grădiniței din Covenești și a școlii din Covenești, care a și predat anul acesta, de fapt a avut grijă la after school de copiii dumneavoastră, și a trebuit, bineînțeles, să renunțe în favoarea bursei, să spunem, de la facultate. Cezara Maria, din prima generație, trebuia să fie toți copiii din prima generație a școlii din Covenit, a și predat în anul acesta. Sigur, nu este dascăl de profesie și de vocație, dar a avut grijă la scurs să facă lecțiile. Acest copilaș a fost pregătit de acest corp didactic minunat, împreună, sigur, cu sprijinul celor care au un vis frumos, școala drumcovenească, domnul Marcel Băuroște, care îl cunoaște, președintele fundației, despre care nu trebuie să spun decât atât că a vândut și vițelul, și vana, și găina, și ouăle, ca să fie posibil acest vis. Mulțumim lui Dumnezeu că, iată, avem asemenea oameni și asemenea copiii brâncoveni, cu titlul acesta de excepție, care este copilul brâncovean, titlul de copil brâncovean, care înseamnă o nădejde foarte mare pentru neamul acesta. Modele pentru clasa lor, pentru școala lor, pentru familia lor, pentru orașul lor și pentru neamul lor. Aceștia sunt copiii dumneavoastră și aceștia sunt profesorii copiilor dumneavoastră, cadrele didactice minunate ale acestei școli. Eu pun o plecăciune, o metanie acestor cadre didactice și vă rog, măcar atât să putem face în fiecare rugăciune pe care o faceți acasă, rugăciunea personală, să pomeniți numele unui cadru didactic sau tot corpul didactic al acestei școli. Eu le mulțumesc în primul rând pentru dragostea pe care au arătat-o pentru copiii dumneavoastră, pentru felul în care au înțeles misiunea școlii bucovenești și, bineînțeles, pentru felul în care își fac această profesie care este o vocație și un dar de la Dumnezeu. Profesia de a turna în matriță, iată, sufletul unui copil.
să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile lor, peste lucrul mâinilor lor, peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, să știți că vă iubesc și Dumnezeu să vă ocrotească, să faceți din această profesie o artă, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Dragii mei, corpul didactic al școlii și grădiniței din Covenești. Bravo, felicitări!